La ora 12 sunteți la Euronews acum, iată cele mai importante evenimente ale zilei. Au loc noi audieri în dosarul morților suspecte de la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală, după ce ieri o asistentă a fost reținută pentru 24 de ore. Femeia e acuzată că a mințit în declarații. Guvernul aprobă majorarea salariului minim la 3.700 de lei. Vor beneficia peste 1,8 milioane de angajați de creștere, a declarat premierul Marcel Ciolacu. Într-un răspuns pentru Euronews, un oficial NATO spune că vor fi implementate cele mai ample planuri de apărare de la sfârșitul războiului rece. Cu alte cuvinte, va fi întărit flancul estic al NATO și vor fi gata de acțiune 300.000 de soldați și forțe aeriene și maritime. 8 decenii de la debarcarea din Normandia, iar ceremoniile sunt în plină desfășurare în Franța, unde vom merge imediat cu imagini în direct. A fost ziua Z, cea în care trupele aliate au declanșat cea mai mare invazie din istorie cu scopul eliberării Franței, ocupate de trupele naziste. Se întâmpla în al doilea război mondial. Sunt noi audieri în ancheta morților suspecte de la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală. 5 persoane au fost programate pentru audieri și asta după ce ieri anchetatorii au decis să rețină o asistentă pentru 24 de ore. E acuzată de mărturie mincinoasă. Are detalii de ultimă oră Andrei Rotaru. Bun găsit! Bună ziua, bun găsit! Vorbim așadar, spun surse din parchetul de pe lângă Tribunalul București, despre asistenți și infirmieri programați să fie audiați în cursul zilei de astăzi aici la Serviciul Omul Rural Poliției Capitalei. Știm foarte bine că aceste audieri au fost programate să înceapă încă de la ora 8 și jumătate în această dimineață, iar aceleași surse din cadrul parchetului ne transmit că aceste persoane nu au mai fost audiate până acum în acest caz. Ne uităm la aceste audieri și vedem așadar că ele vin la nici 24 de ore după ce tot parchetul de pe lângă Tribunalul București anunța așadar faptul că o asistentă a fost reținută pentru 24 de ore pentru mărturie mincinoasă. Ce spun procurorii că s-a întâmplat este că femeia a declarat că nu știe nimic despre cele întâmplate pe secția de anestezie terapie intensivă în perioada declarată în denunțul depus inițial în fața procurorilor, însă după ce anchetatorii au pus cap la cap probele și documentele din acest dosar, au ajuns la concluzia că femeia ar ști de fapt exact ce s-a întâmplat, iar mărturia cu atât mai importantă cu cât anchetatorii muncesc în continuare la extragerea datelor de pe injectomate, acele aparate utilizate pentru a le administra pacienților aflați în stare gravă noradrenalină, o substanță care îi ajuta să își păstreze echilibrul circulator. Până în momentul de față nu au reușit să asocieze în totalitate datele strânse de aparatele respective cu pacienții la care aceste aparate au fost folosite. Știm totodată pe surse că în cursul zilei de astăzi ar trebui să ajungă aici la Serviciul Omului și această asistentă care a fost reținută pentru 24 de ore după ce în cursul zilei de ieri a fost la fel audiată, însă cu mandat de aducere, a fost luată așadar de acasă de jandarmi pentru a fi adusă la audieri. Este important să menționăm că nu sunt primele audieri în acest dosar, de altfel încă de la bun început, din momentul în care denunțul a fost depus în acest caz, din momentul în care un cadru medical din spital a susținut că 20 de persoane de pe secția de anestezie terapie intensivă și-ar fi pierdut viața ca urmare a administrării unor doze mai mici decât ar fi trebuit de noradrenalină. Am văzut audiere, am văzut că au venit aici la sediul Serviciului Omoruri al Poliției Capitalei mai multe cadre medicale care la fel au dat declarații în fața procurorilor. Andrei, mulțumesc! Silvestru Șoșoacă a fost la poliție pentru a semna controlul judiciar. A susținut la ieșire că el este cel excrocat și că de fapt a fost cel prejudiciat. Șoșoacă a fost plasat sub măsură în dosarul în care i-a suspectat că a depus liste cu semnături falsificate la biroul electoral pentru a putea candida la europarlamentare. În dosar au fost audiați mai mulți membri AUR care l-ar fi ajutat, iar procurorii bănuiesc că liderul formațiunii, George Simion, i-a instigat să falsifice semnături. Simion nu a fost încă audiat. Mihaela Barbore, detalii.
Bine v-am găsit. Vor continua audierile în acest caz și cel mai probabil și George Simion va ajunge la parchetul general pentru a da declarație în fața anchetatorilor în acest caz, pentru că, spun ei, George Simion în data de 9 aprilie a chemat 10 de membri din partid și de asemenea angajați din Parlament care lucrează pentru formațiune la sediul central al partidului pentru a completa listele pentru a fi depuse de Silvestru Șoșoacă la biroul electoral central și în acest caz, spun anchetatorii, au fost completate mii de liste cu datele reale ale unor persoane, însă semnăturile lor au fost falsificate și totodată pentru a se atinge pragul de 100.000 de semnături, ar fi fost fotocopiate aceleași liste cu semnături falsificate. De menționat este faptul că, spune Silvestru Șoșoacă, care a ajuns astăzi la secția 6 pentru a semna controlul judiciar, măsură sub care a fost plasat de procurorii de la parchetul general, că nu a vorbit cu George Simion despre acest lucru, despre strângerea de semnături și că nu i-ar fi cerut ajutorul și că nu știe cum s-a ajuns la această situație în care George Simion ar fi fost cel care a instigat membrii din partidul său pentru a strânge semnăturile. De menționat este faptul că Silvestru Șoșoacă este acum cercetat pentru uz de fals și fals în declarații. El spune că Biroul Electoral Central a înlăturat o parte din semnăturile pe care le-a depus în prima fază, 131.000 de semnături, și că în cele care au rămas, peste 105.000, nu a constatat Biroul Electoral nicio fraudă, așa cum reiese dintr-o decizie a instanței după ce fosta soția lui Silvestru Șoșoacă a contestat candidatura acestuia. După cum știți și cred că s-a văzut, eu sunt cel prejudiciat în toată afacerea asta, pentru că candidatura mea e pusă sub semnul întrebării, adică n-aveam cum să-mi fac singur lucrul ăsta, eventual am fost excrocat de un grup de șmecheri. Bine, cine am fost și ajutat. O clipă. Am fost și ajutat de foarte, foarte mulți oameni, cărora le mulțumesc, să ne înțelegem. Din toată România, din toate județele s-au strâns semnături și chiar le mulțumesc, dar au fost și câțiva, e posibil, să le fi făcut xeroxuri, să le fi luat după cruce din cimitir, cum fac ei, să se fi dus la bar, să fi lăsat lista și a doua zi să treacă suia și barmana să fi trecut din burtă ce au vrut ea, că așa se fac, mai ales la țară, în satele de țară, așa se strâng. Nu e glumă, așa se strâng, toate partidele fac așa. A încercat cineva să vă saboteze, spuneți? Se pare că da. Dar, aveți, dar nu mult, foarte puțin au fost ăștia. Asta s-a întâmplat? Că s-au cât timp am fost pus sub acuzare, ăsta e cel mai important indiciu. Am fost ieri citat ca suspect și m-am transformat în inculpat. De asta sunt astăzi aici să semnez la poliție. Primele rezultate ale alegerilor locale și europarlamentare se văd la Euronews România. Duminică vă prezentăm cel mai important exit poll, desfășurat chiar în ziua scrutinului. Iar la ora 22 suntem împreună ca să înțelegem datele sondajului realizat de Curs și Avangard. Dumneavoastră veți afla ce au decis românii. Vom avea atât rezultatele estimate în cazul localelor, cât și cele pentru europarlamentare. Alegerile sunt așadar la Euronews România. Guvernul aprobă creșterea salariului minim. Mergem la guvern. Octav Vasilescu are detalii despre majorarea salarială. Bun găsit! După mai multe runde de negocieri, guvernul va aproba astăzi majorarea salariului minim pe economie de la 3.300 de lei la 3.700 de lei brut, dintre care primii 300 de lei vor fi scutiți de taxe până la sfârșitul acestui an. Asta înseamnă că pentru peste 1,5 milioane de angajați români, salariul net va crește de la 1 iulie la valoarea de 2.363 de lei. Astfel, aceștia vor primi în mână la salariu în plus aproximativ 285 de lei, începând din această vară. Ne uităm și pe evoluția salariului minim din ultimii ani. Numai în ultimii 2 ani acesta a crescut cu aproximativ 60%. Vedem o creștere accelerată. Ultima majorare fusese în octombrie anul trecut, dar cu toate acestea, analiștii economici spun că creșterea salariului minim nu ține pasul cu creșterea inflației, pentru că puterea de cumpărare a românilor rămâne în continuare destul de scăzută, în ciuda majorărilor pe care guvernul le-a tot dat în
ultima perioadă. Ne uităm și la statistica europeană. România se află pe penultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește valoarea salariului minim. Doar bulgarii stau mai prost. Acolo salariul minim pe economie este în jur de 477 de euro pe lună, însă în același timp există și anumite state în care nu există acest concept de salariu minim. Denotat este și faptul că proiectul prevede și înghețarea punctului de amendă pentru restul anului și, de asemenea, ar mai trebui spus că din această măsură guvernul va câștiga aproximativ 1,3 miliarde de lei, bani care vor ajunge în bugetul de stat sub formă de taxe. Cea mai așteptată decizie de azi este creșterea salariului minim de la 3.300 de lei la 3.700 de lei lunar de la 1 iulie. Este o măsură agreată cu partenerii de dialog social, de care beneficiază peste 1,8 milioane de angajați din România. De asemenea, la solicitarea mediului de afaceri, am aprobat majorarea de la 200 de lei la 300 de lei a sumei lunare neimpozitate. Practic, angajații primesc în plus 284 de lei pe lună. 300.000 de militari ai NATO sunt în pregătire avansată de luptă, iar antrenamentele sunt în desfășurare. Într-un răspuns pentru Euronews, oficialii NATO vin cu detalii despre dezvoltarea mai multor coridoare terestre pentru a putea trimite rapid trupe și blindate americane pe linia frontului în cazul unui război european major cu Federația Rusă. Într-un răspuns pentru Euronews România, oficialii NATO au transmis că la summitul de la Vilnius, liderii Alianței Nord-Atlantice au convenit asupra celor mai cuprinzătoare planuri de apărare de la sfârșitul războiului rece. NATO pune astfel în stare de pregătire avansată 300.000 de soldați sprijiniți de forțe aeriene și navale substanțiale. Întăresc apărarea înaintată și întăresc grupurile tactice de luptă din partea estică a Alianței până la nivel de brigadă. La summitul de la Washington din iulie vom lua măsuri suplimentare pentru a aloca resurse complete planurilor de apărare și pentru a ne consolida capacitatea de descurajare și apărare. Nu ar trebui să existe nicio îndoială că Alianța este pregătită, dispusă și capabilă să apere fiecare aliat, se arată în răspunsul NATO. Tot pentru Euronews România, MAPN spune că planurile regionale NATO transmit un semnal puternic, reprezentând o nouă viziune care va transforma semnificativ sistemul militar aliat. În prezent, întregul program de instruire se concentrează pe exercițiile de apărare colectivă efectuate pe o scară mai largă. Se fac deja antrenamente pe ipotezele acestor planuri în locul unor scenarii fictive, cum se proceda în trecut, conform APN. Această hartă a fost făcută de jurnaliștii de la The Telegraph și se vorbește despre cât de repede ar putea să ajungă în zona noastră forțele militare americane. Iată, ar fi aceste culoare. Aceasta arată culoarele logistice prin care americanii intenționează să-și transfere trupele în Europa. Porturi, linii de comunicații sigure. De ce? Pentru că intrarea în teatru este esențială. Și atunci avem culoarul, plec de la unul clasic, pentru că aveam Olanda să apere Germania, deci veneau Rotterdam și mai departe. Pentru sud avem spre Ungaria, Italia și Slovenia, iar pentru România prin Grecia, Turcia, Bulgaria spre România. În nord avem Suedia, Norvegia spre Finlanda. Cât timp vin americanii? N-aș vrea să speculăm. De ce? Pentru că deja totul este secret, în sensul în care planurile există, sunt exersate, cum s-a spus în comunicatul Ministerului Apărării Naționale, dar totul se limitează aici. Inclusiv cifrele sunt date în perspectiva fostei forțe de răspuns NATO, acești 300.000, pentru că acum avem integrarea lor. Cred că tempo va fi ridicat. Nu avem ambiții imperiale, e asigurarea pe care o dă Vladimir Putin la mai bine de 2 ani de la începutul războiului în Ucraina. Într-o conferință de presă, președintele rus a declarat că țara sa nu intenționează să atace NATO. Mai mult, liderul de la Kremlin a acuzat că zvonurile au fost inventate special pentru a păcăli populația din țările membre NATO. Timp de luni de zile, totuși, Palatul Kremlin a negat că pregătește o ofensivă militară în Ucraina, apoi a lansat atacul din 24 februarie 2022.
Нет у нас имперских амбиций, поверьте. Это все ерунда. Так же, как угроза со стороны России в отношении стран НАТО и Европы. Вы чего? Посмотрите потенциал НАТО, посмотрите потенциал России. Ну и что? Вы решили, что мы сумасшедшие, что ли? Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Но это было бы бредом, да? Если бы не было задумки для того, чтобы одурачивать свое собственное население. Kievul încearcă să rezolve una dintre problemele de care se lovește în timpul războiului, și anume lipsa soldaților. Sprijinul occidental sub formă de armament se alătură producției locale, dar nu există destui militari care să folosească armele. Tocmai de aceea, Ministerul Apărării anunță că ucrainenii, care au 17 ani, trebuie să se întoarcă din străinătate și să se înscrie la biroul de înrolare. Tinerii din Ucraina care au împlinit 17 ani trebuie să fie înregistrați pentru serviciul militar și aceasta este o cerință valabilă și pentru cei care se află în străinătate, spune purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării. Întrebat dacă tinerii se pot înregistra pentru serviciul militar de la distanță, mai ales printr-o aplicație mobilă, el a spus că nu este posibil și tinerii trebuie să se prezinte personal la birourile de înregistrare și înrolare militară. Anterior, forțele terestre ale armatei ucrainene anunțau că tinerii de 17 ani care nu s-au înregistrat pentru serviciul militar vor primi citații, dar au subliniat că este vorba despre o chestiune de înregistrare militară, care nu are nicio legătură cu mobilizarea. Anunțurile vin în condițiile în care Ucraina, după lipsa de armament, încearcă să remedieze celălalt deficit major cu care se confruntă, lipsa de oameni. Noile reguli sunt aplicabile inclusiv tinerilor ucraineni cu dublă cetățenie. De altfel, Ambasada Statelor Unite de la Kiev a anunțat că bărbații cu dublă cetățenie, inclusiv cei care locuiesc în Statele Unite, nu vor mai putea părăsi Ucraina. Ambasada reamintește că legislația ucraineană nu recunoaște dublă cetățenie. Prin urmare, cetățenii cu dublă cetățenie americană și ucraineană aflați în Ucraina sunt tratați exclusiv ca cetățeni ai Ucrainei și sunt supuși drepturilor și obligațiilor cetățenilor ucraineni. Cu alte cuvinte, în conformitate cu legea marțială din Ucraina, bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani le este interzis să părăsească țara. La Euronews acum sunteți în direct cu Franța, Normandia, imagine live și o să-l vedem în primul rând pe regele Charles al III-lea. Susține un discurs în cadrul ceremoniilor care marchează 8 decenii de la debarcarea din Normandia. Ca să înțelegeți, în acest moment, pe coasta franceză, sunt ceremonii simultane. În locuri diferite se află liderii din vest, liderii occidentali, alături, desigur, de veterani, oameni care încă sunt supraviețuitori ai debarcării Normandiei. Așadar, regele Charles al III-lea, care susține un discurs într-una din locații, ne-am putea da seama că este o zonă comemorativă, măcar și pentru că în spatele monarhului britanic putem recunoaște o placă funerară. Posibil, foarte posibil, sunt numele tuturor celor care au pierit în al doilea război mondial, 1944, cel puțin, dacă ar fi să privim către debarcarea din Normandia. Jurnaliștii internaționali alternează aceste imagini. Într-o altă locație de curiozitate sunt așteptați chiar în câteva momente președintele american Joe Biden, însoțit de Emmanuel Macron. Înțelegem că vor fi prezenți la unul dintre cimitirele militare, acolo unde sunt îngropați cei mai mulți americani care au luptat în al doilea război mondial. Iar în acest moment, iată, o altă locație, o ceremonie canadiană, pentru că, da, forțele aliate sunt cele care stau în dreptul debarcării din Normandia, fie că vorbim despre americani, britanici, a existat, desigur, și armată canadiană. De fapt, americanii au pierdut într-o singură luptă, și anume luptele de pe plaja Omaha de atunci, din 1944, 2000 de soldați. Și istoria ne spune că e considerată cea mai mare pierdere din întreaga operațiune, cea suferită de armata americană. Și asta pentru că au fost foarte mulți factori care au dus la pierderi atât de însemnate în rândul aliaților, pentru că, de pildă, soldații americani atunci, cu ocazia debarcării din Normandia,
au avut de înfruntat o rezistență bine, bine organizată a ceea ce era atunci divizia germană de infanterie. Nu se așteptau americanii ca pe plaja pe care ei intrau să se lovească de o asemenea rezistență. De aici pierderile mari înregistrate pe plaja Omaha. Până la finalul zilei, adică pe 6 iunie 1944, aliații reușeau să debarce în Normandia aproape 150.000 de soldați. Și poate de aceea debarcarea din Normandia, ziua Z, D-Day, rămâne până în zilele noastre cea mai mare operațiune amfibie din istorie, care a implicat participarea a aproape 3 milioane de soldați care au traversat canalul Mânecii, adică din Anglia în Normandia. Mai mulți oficiali, iată, în acest moment, Joe Biden nu este singurul lider american prezent pe coasta franceză. Sunt foarte mulți lideri, inclusiv Volodymyr Zelensky participă la aceste ceremonii. Estimările ne spun că, per total, 4.400 de militari și-au pierdut viața, 8.000 au fost răniți. Armata germană, evident că a suferit de pe urma haosului, mai ales din structurile de comandă, pentru că a fost un joc extrem de complex odată cu debarcarea Normandiei, evident, și cu sprijinul serviciilor, al intelligence-ului, al spionilor. Noi continuăm să urmărim ce se întâmplă în Normandia, în Franța, pe parcursul acestei zile. Sunt așteptate în continuare discursuri. Poate că l-ați recunoscut pe cel cu spatele, este celebrul actor american Tom Hanks. Iată, prezent la ceremonii și poate că ne putem aduce aminte de Saving Private Ryan. Schimbăm registrul, Gabriela Ruse și partenerii de dublu, ucraineanca Marta Costiuc, au ajuns în semifinale la Roland Garros. Ce urmează pentru ele? Imediat în jurnal. Șeful biroului de imigrări din Caraș-Severin, implicat în uriașa rețea de trafic de migranți, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Ceilalți 6 inculpați au primit arest la domiciliu, deși procurorii au cerut arestare preventivă. Măsurile nu sunt definitive, deci pot fi contestate. Încă 6 membri ai grupării sunt cercetați în stare de libertate, sub control judiciar. Și vă aduc aminte, peste 1.000 de migranți ar fi fost aduși în țara noastră cu acte, ca forță de muncă, dar care de fapt au ajuns în state Schengen cu ajutorul traficanților. Printre ei se numără foști și actuale angajați ai Ministerului de Interne. Ce rol aveați în această grupare? Sport ilegal de frumusețe. Sport ilegal de frumusețe, la vârsta mea. Trafic de migranți? Nu, la sport ilegal de frumusețe nu se face trafic. Peste 40 de persoane au ajuns la audieri la sediul D-Cot din Caraș-Severin. Mascații au adus cu duba după ce au fost făcute 10 de percheziții. Ore în șir, suspecții au dat declarații în fața anchetatorilor în legătură cu cea mai mare rețea de trafic de migranți, în care erau implicați și foști sau actuale angajați ai Ministerului de Interne. Pentru ce v-au adus? Făceați trafic cu migranți? Ce rol aveați în această grupare? Ce sumă de bani pretindeați? N-am vrut nicio bani. Ați luat legătura și cu șeful Ligii? Capul rețelei ar fi fostul șef al biroului de imigrări din Caraș-Severin, care a convins 36 de membri să-i se alăture, români și străini. El ar fi coordonat cele 7 grupuri de firme, alcătuite din 31 de companii care se ocupau cu aducerea forței de muncă în România. Însă, fostul șef al inspectoratului de imigrări ar fi fost ajutat de un colonel în rezervă. Ar fi vorba despre un fost ofițer de informații care a fost dat afară de la Inspectoratul de Poliție Timiș și care a lucrat și el în trecut la inspectorat. Acesta ar fi controlat una dintre firmele care recrutau angajați și s-ar fi ocupat cu găsirea companiilor care să sprijine rețeaua. Șeful biroului de imigrări Caraș-Severin, 2 polițiști și proprietarul unei firme sunt acuzați că ar fi luat mită între 2.100 de lei și 22.000 de euro. Banii ar fi fost încasați de la oameni de afaceri. Unul dintre acești proprietari de firme este fostul șef al biroului de imigrări din Caraș-Severin, prieten cu actualul șef al instituției. Angajații IGI ar fi primit mită ca
să emită avizele de muncă pentru cetățeni străini, dar și ca să prelungească ilegal dreptul de ședere în România pentru peste 1100 de migranți. După ce primeau avizele de muncă, cetățenii străini care ajungeau în România ar fi fost preluați de reprezentanții firmelor pentru care ar fi fost eliberate aceste avize de muncă. Ulterior, cetățenii străini ar fi fost cazați ilegal în diferite locații și ar fi muncit în același mod la alte firme. Ceilalți migranți ar fi fost preluați de membrii ai rețelei și duși în state din vestul Europei, trecând ilegal frontiera României. Paul al României rămâne în arest în Malta. Decizia a fost luată de Curtea Constituțională de acolo, care a respins o nouă cerere de eliberare, potrivit Ministerului Justiției. Paul al României va sta în detenție, cel puțin până pe 17 iunie, când judecătorii maltezi vor lua decizia finală în ceea ce privește cererea de extradare. A fost arestat preventiv în Malta pe 29 aprilie. O lună mai târziu, cererea statului român de predare a fost respinsă de magistrații străini. Paul al României era căutat încă de la sfârșitul lui 2020, când a fost emis mandat european de arestare pe numele său. Are de executat 3 ani și 4 luni de închisoare pentru cumpărare de influență și complicitate la abuz în serviciu. Magistrații în altei curs de casație și justiție au admis cererea Monica Iacob Riții, fost ministru de reabilitare judecătorească. A fost condamnată în 2015 la 5 ani de închisoare pentru abuz în serviciu și fals intelectual, era ministrul tineretului. Ca pedeapsă complementară, judecătorii au decis atunci să interzică vreme de 3 ani, după executarea pedepsei inițiale, să fie aleasă într-o funcție publică, ori să ocupe funcție care implică exercițiul autorității de stat. Decizia în altei curs nu e definitivă și deci poate fi contestată pentru următoarele 10 zile. Dacă decizia rămâne ca în forma actuală, infracțiunile comise vor fi șterse din cazierul Monica Iacob Riții. Gabriela Ruse și partenera de dublu, ucraineanca Marta Costiuc, au ajuns în semifinale la Roland Garros. Cele două sportive au profitat de retragerea rusoaicelor Mira Andreeva și Vera Zvonareva, în condițiile în care Andreeva a ajuns în semifinale la simplu, după ce a eliminat-o surprinzător pe Arina Zabalenka, adică a doua jucătoare a lumii. Pentru un loc în finala probei de dublu, Ruse și Costiuc vor întâlni perechea italiană formată din Jasmin Paolini și Sara Irani. Pentru Gabriela Ruse e a doua semifinală de mare șlem la dublu, alături de jucătoarea din Ucraina. Vă spunem și la final primele rezultate ale alegerilor locale și europarlamentare se văd la Euronews România. Duminică vă vom prezenta cel mai important exit poll, desfășurat chiar în ziua scrutinului. Iar aproape de finalul zilei, în fața dumneavoastră, la ora 22, vă arătăm datele sondajului realizat de Curs și Avangard, pentru ca dumneavoastră să aflați ce au decis românii, ce ați decis. Vom avea atât rezultatele estimate în cazul alegerilor locale, cât și pentru cele europarlamentare. Alegerile se văd și sunt la Euronews România, care vă încurajează, ca duminică pe 9 iunie, să mergeți la vot.